a Lui care ne iubește și ne-a spălat de păcatele noastre prin însăși sângele Său. Și a făcut din noi o împărăție și preot pentru Dumnezeu. A Lui să fie slava în veci vecelor. Amin. Amin. Suntem în casa de rugăciune și fratele Zaharia s-a făcut purtătorul dumneavoastră de cuvânt și mi-a spus: frate Dragoș, frate de la Simeria, vă iubesc, v-au așteptat. Frații din Simeria au dorință să vă asculte predicând. Eu întreb așa, îi spuneți amin? Amin. Și atunci hai să vă spun că și eu vă iubesc și eu mi-am dorit să vă văd. De o bună bucată de vreme n-am putut să vin pe aici. Știți care ar fi explicația? Povesteam de o corabie care a trecut pe lângă înălțimea Crit și nu s-au putut opri că nu i-a lăsat vântul. Am trecut de câteva ori prin Smerea și nu m-a lăsat vântul să mă opresc. Și eram în trecere și eram grăbit și am plecat. Domnul îmi găduit să fim împreună în seara aceasta. Iar la plecare din Biserica Bosanci, frate, știi de plecarea mea, au spus, spune celor din Smerea următoarele: dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viață veșnică. Amin. Amin. Când îmi spunea fratele Zaharia că voi vreți să mă auziți predicând, i-am spus o povestioară acolo în birou. Mă lăsați să vă spun și vouă. Amin. Cunosc un frate care are de la Dumnezeu un dar. Recite extraordinar și o memorie formidabilă și îl folosește Dumnezeu. Am umblat mult prin țară cu el și în America o lună și ceva, am umblat în toate bisericile cu el. Se numește Mitică Fedor. Am fost odată cu el aici, dumneavoastră. Are ceva de la Dumnezeu. Am fost odată la Arad cu el și cu fratele Victor Vreme și fratele Duțu Mărgăian spunea: fratele Victor Vreme, eu rugăm să cânte un grupaj de cântări. Iar Mitică îmi spune mie, mă, cum nu este odată un păstor să-mi spună fratele Fedor să recite un grupaj de poezii? Dar el are poezii lungi, de 20 minute, o poezie. Și eu mă trec spre Duțu și îi spun: Mitică Fedor vrea un grupaj de poezii. Și el îmi spune la ureche: eu îl lecuiesc azi pe Fedor. Și în duminica aceea, fratele Mitică Fedor recită 10 poezii lungi. 10 poezii lungi și frumos tare. Asta cu cena masă și plecam din Arad. N-am ieșit din oraș, mă cuprinde pe după cap, spune: Dragoș, vreau să-ți recit o poezie nouă. N-am avut timp încă să o spun. Și am spus: lasă-mă, omule, tu ești bolnav, lasă-mă, nu mă mai bolnăvești pe mine. Ei bine, dar știți când a început fratele Mitică să recite poezii? Că asta e istorioara frumoasă. Cu ani de zile în urmă, în zona Bucovinei, era un frate, trăiește acum în America, care avea un dar deosebit de a recita. Un bun predicator, un om cu o cultură vastă, impresionantă. Și într-o dată, la o noapte de veche, în biserica din Cărtămărâști, o adunare supraaglomerată, pe hol, pe la geamuri, prin curtea bisericii, s-a ridicat o tânără și-a recitat o poezie, apoi un băiat și iar o fată, iar la unul fratele Hârtie se ridică și spune: fraților, toți care vreți să recitați poezii de acum înainte sau care ați recitat, astăzi Domnul ne-a dat harul să-l avem între noi pe fratele Andrei Lisei, omul de care vorbesc eu. Și rugăm să recităm poezie și tot să învățăm de la el. Fratele ies în fața, Andrei, mi-e prieten bun, recită o strofă și a doua strofă o uită. Uită poezia. Și când uită poezia, se uită așa senin, nu tușește, nu sforțează memoria, nu se scuză medeți că s-o obosim. Așa se lin să uită în adunare și spune: voi l-ați vrut pe Andrei? Ăsta e Andrei. Și Andrei se duce liniștit în bancă, de parcă a făcut o mare sclavă. Pietru spune: mai așa mi-a plăcut din smerenia omul acestuia. Atât de umil mi s-a părut și am spus și eu să le cite acum poezii. Apropo la ce îmi spunea fratele Zaharia, că voi ați vrut să mă ascultați. Vai pe cât am dezamăcit eu. Vai câte adunări am plictisit, cât am văzut eu că scrâna predicile mele. De aceea aș vrea ca și eu, dar și voi împreună, să-l așteptăm acela care are harul turnat pe buză. Să-l așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. Amin? Și El să ne dea binecuvântarea.
De altfel, eu m-am ridicat în fața voastră cu teamă și cu emoții. Cu ceva vreme în urmă să fie o lună, o lună și jumătate, eram în biserica din Corocăiești, am recunoscut ca și păstor pe frate Ionică Jiji, îl a ordinat ca și păstor. Mai era lângă mine fratele Virgil Neagu, fratele Aurel Ciortuz, secretarul comunității regionale, și fiindcă erau trei predicatori, vine un băiat tânăr care a început să predice un începător și pune o întrebare la un predicator. Frate, e normal că în predici să ai emoții? Și îl întreabă pe frate, dumitale, mai ai emoții? Și se ridică fratele Ciortuz și spune, este normal ca orice predicator să aibă emoții când predică. Și când un predicator ajunge să nu mai aibă emoții, să nu se mai ridice să predice. Și spunea el, fraților, știți de ce noi avem emoții? Că noi lucrăm în adunare cu niște valori extraordinare. Știți ce spune în Luca, în capitolul 9, versetul 25? Și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sau și-ar prăpădi sufletul? Eu îmi dau seama că în fața mea există valori mari. Fiecare din voi are un suflet pe care Dumnezeu i-l-a dăruit, cu care trăim pe pământul acesta și într-o zi sufletul nostru trebuie să-l dăm înapoi lui Dumnezeu. Și sufletul ăsta este de o valoare toată femeile la un loc, toate întreprinderile, toate locuințele, toată lumea n-ar putea valora așa cu sufletul tău. Iată de ce am emoții eu. Spune Apostolul Pavel 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 7. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru ca puterea aceasta nemaipomenită să nu fie de la noi, ci să fie de la Dumnezeu. Noi avem în noi puterea Duhului Sfânt. Noi suntem templul Duhului Sfânt. O putere nemaipomenită. Cum să nu te ridici cu teamă în fața astfel de valori? Spune cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 2, versetul 3, acolo. Cum vom scăpa noi dacă suntem nepăsători față de o mântuire? Și nu știu Pavel să spună cât e de mare. Și m-au făcut așa, față de o mântuire așa de mare. Dumnezeu nouă, celor din Sfimerea, ne-a dăruit o mântuire așa de mare. Cum să nu avem emoții când lucrăm cu astfel de valori? Spunea fratele Aurel Ciortuz, 27 de ani am fost profesor în școală, am predat la liceu și mă uitam și tratam cu indiferență pe toți copiii care vânturau ghiozdanele pe holul școlii. Dar de câte ori ajung la adunare și văd copilași care mă întreabă ceva, îi tratez deosebit. Ei sunt niște valori. Fratele Liviu Jeliu când povestea odată, într-o seară a venit un grup de tineri la ei de acolo ca să roage. Nu i-au întâlnit până atunci, fratele avea o casă destul de mică, a ridicat copiii din pat, i-a culcat pe toți grămadă în altă cameră și a spus, no, hai cântați o cântare. Și un băiat a luat, n-avea o marfă, n-avea o carnetă, a început să râdă și a luat unul până la urmă un caiet, a găsit, a început o cântare, a început un greșit. Și celălalt început să râde, toți, nu așa mai cântarea, dă-o la mine, îți multe carnet, începe el, începe mai greșit și greșește și el. Și fratele Liviu, așa m-a supărat, măi, eu ridic copiii din pat, mâine pleacă la școală obosit, să le fac lor, că asta mi-e casa, ca să ne rugăm, să ne lăudăm pe Dumnezeu. Și vin aici și glumesc, dacă fac în băjocură, s-a dus în altă cameră și a spus, mă duc, așa-i muslu, așa-i scot din casă, dar fratele proroc. Și când era dincolo, îi spune Duhul Sfânt, ferește-te să le spui o vorbă astfel. Uite-te la ei, că între ei, eu am slujitorii mei, acolo între ei sunt păstori, acolo sunt proroci, acolo sunt oameni cu daruri. Și spun, m-am temut să-i ocărăsc, m-am temut să mă port astfel, am venit și așa i-am luat cu frumosul și am cântat câteva cântări și ei au început rugăciunea și așa s-au aprins în rugăciune și din seara aceea s-au deschis un cer de rugăciune și îmi spunea frate dragul și i-am urmărit. Băieți să iau obraznici și dezinteresați care au venit atunci pe toți Dumnezeu a ajuns să-i folosească ca față de cinste. Eu când mă uit la dumneavoastră și mă uit la copilași, mă uit la tineri, mă uit la așa, din voi Dumnezeu vrea să facă ceva. Voi sunteți niște valori înaintea lui Dumnezeu. De aceea dați-mi voi să am porția mea de emoții. Că lucrez cu așa valori mari aici la Sfimerea. Domnul să vă binecuvânteze. Dragii mei, am meditat mult până m-am hotărât ca să predic din cuvântul acesta. Mi-am pus și eu probleme ca și voi. M-am întrebat și eu ca și voi.
câteodată cu năduf. De ce trăiesc pe pământul acesta când am atâtea probleme? Odată m-am plecat pe genunchi, eram vremea lui Ceaușescu și eram atâta de amărât și m-am rugat așa, Doamne, dar eu am venit pe pământul ăsta să mă trezesc dimineața la 5, să fug la autobuz, fac naveta, să strige maestrul la mine, să vin acasă, să iau sapa, să fug la CAP-ul, să lucrez, să-mi pun capul pe pernă, să adorm neîntors până dimineața și dimineața iarăși, același ciclu. De-aia am venit eu pe pământ. De ce m-am născut? Mai ales când avem necazuri, când avem probleme. Și în seara aceasta eu am vrea să vorbim ceva împreună din Sfânta Scriptură. De o bună bucată de vreme meditez la cuvântul acesta și spuneam fratele Zaharia, măi, o predică nouă. Și el a spus, dar nu încerca la noi, dar nu am altceva în cap acum, decât ar vrea să vorbim despre viața noastră și comparațiile care le suferă viața noastră, aici trăită viața pe pământ. Aseară am predicat într-o adunare și spuneam că viața noastră a prezentat-o ca fiind o luptă. Viața noastră e un război, un război crâncen, un război teribil, un război în care nu ne dă răgați deloc vrăjmașul. Și am prezentat viața ca un război și Pavel spunea, 2 Timotei capitolul 4, începând cu versetul 6, când o simțit că e gata să plece de pe pământ, spunea, eu sunt gata să plec, clipa plecării mele este aproape, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. M-am luptat lupta cea bună, că viața mea și viața ta pe pământul acesta nu e decât o luptă. Și el spunea, m-am luptat lupta cea bună. Viața, Pavel o compară cu o alergare. O alergare continuă, fără o dignă. Și spunea el, mi-am isprăvit alergarea. În seara aceasta, mi-am propus să prezentăm viața în fața bisericii, potrivit cu Sfânta Scriptură, ca pe o călătorie. Viața ta și viața mea nu e altceva decât o călătorie. Stau doi oameni de vorbă și unul întreabă, câți ani ai dumitale? În Geneza, capitolul cât 47. Și Iacov îi spune lui Faraon, anii vieții călătoriei mele sunt de 130 de ani. Zilele mele au fost curte și rele și n-au atins zilele părinților mei în timpul călătoriei lor. Iacob a văzut viața asta ca pe o călătorie. Și mi-ar fi plăcut să vorbesc de o călătorie cu trenul. Este o cântare care o știe. Viața e ca un tren de munte, cu metale iscusit. Și spunea acolo că suferințele sunt stații în care trenul stă și nu mai fluieră și nu mai pleacă. Și spunea autorul cântării că bucuriile sunt doar halde. Face o haltă mică, 30 de secunde și pleacă. Mi-ar fi plăcut să predic de aici. Eu sunt mecanic de locomotivă, de meserie. Dar în seara asta am vrut să vorbesc din fapte 27. Viața ta este ca o călătorie pe mare. Hai să privim la viața noastră ca la o călătorie pe mare. O cântare veche spunea așa. Și viața ta e ca o arcă pe ocean. Știți cântarea? Ce zi și noapte mergem într-una spre mare. Deci nu dormi, fii totdeauna veiator, că poți cădea în van foarte ușor. Iar refrenul era mult mai optimist. Spunea la poetul așa, chiar dacă oceanele toate ar firme în vală după vală, nu-ți pierde credința, o frate. Tu mergi înainte spre mare. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Prezentând viața ca o călătorie, mă uitam azi prin Sfânta Scriptură și am văzut în Exod 17, vorbește de călătoriile zilnice ale evreilor. Și Dumnezeu a poruncit evreilor, spune, a poruncit Dumnezeu de călătoriile zilnice care trebuie să le facă. Tu vei spune, nu, eu nu călătoresc în fiecare zi. Noi ca și oameni suntem aruncați în diagrama asta de două coordonate, pe spațiu și pe timp. Poate te duci cu cortul. Când, după ce m-am căsătorit, niște rudine de ale mele, n-aveam mașină, mă luați pe mine, au spus, hai să facem un turneu prin țară, era vremea Ceaușescu, am luat C1 cu noi, am luat punga cu fasole și într-o mașină înghesuiți am plecat într-un cort și îmi spuneam, azi aici, mâine acolo am ajuns undeva, ne-am pus cortul la o poală de munte, la o apă și un cumnat de-al meu mai în vârstă și mai leneș ca mine a spus, hai să rămânem aici. Azi stăm aici și stăm și mâine, am simțit bine acolo și îmi spui, dar eu azi nu călătoresc. Eu azi îți obosim și dorm cu mâinile sub cap. Tu tot călătorești. Poate nu te deplasezi în spațiu, dar în timp călătorești. În fiecare zi noi călătorim.
În fiecare zi nouă ne trec din viață 24 de ore. Noi suntem într-o călătorie zilnică și tu călătorești. Apoi spune în Numeri capitolul 33, un verset acolo 2 și mai impresionat asta. Spune că Moise a scris călătoria evreilor după porunca lui Dumnezeu. Vrei să spun ceva? De unde știu eu de pățarea lui Pavel? De unde știu de vântul ăsta? De unde știu potecut din ostrogul Claudia? Că o ajuns la limanul Bunie? De unde le știu asta? Era unul cu numele de Luca care a scris. De unde știu de popasurile evreilor? Moise le-a scris după porunca Domnului. O călătorie notată. Știți că Dumnezeu notează tot ce face? Ce ai făcut azi? Ce ai gândit azi? Cât bine ai făcut azi, cât rău ai făcut azi, există un înger al lui Dumnezeu care notează, care scrie tot. Călătoria noastră e permanentă, în fiecare zi. Călătoria noastră e contabilizată la Dumnezeu. Călătoria noastră cere un preț. Și tu îl plătești, și eu îl plătesc. Ioana spune în capitolul 1, versetul 3, că o coborâtă într-un post a plătit prețul călătoriei. Știi că aici înseamnă merea, trebuie să plătești un preț al călătoriei. Dar haideți să intrăm în textul acesta. Uitându-mă peste cuvântul Domnului din Fapte, capitolul 27, comparând viața noastră cu o călătorie pe mare, eu am vrut să vorbesc de drumul acesta. În primul rând, rețineți, un drum obligatoriu. Pavel era întemnițat. Pavel nu făcea ce voia el. Pavel nu avea dreptul să aleagă, nu mă sui încurat de asta. Pentru Pavel, drumul ăsta era obligatoriu. Și nu uitați, și pentru voi, și pentru mine, drumul ăsta e obligatoriu. Trebuie să parcurgem. N-am fost consultat de nimeni asupra datei în care să vin pe pământ. Eu m-am născut în Bosanci, în urmă cu 53 de ani, undeva în Bucovina. Într-o familie cu mai mulți copii. Și nu m-a întrebat nimeni, câți frați ai vrea să mai ai? Ai venit într-o familie cu un frate? Sau ai venit într-o familie cu 14 frați? Așa te-a făcut Dumnezeu. N-ai ales tu părință. N-ai ales tu rudenile în care să te naști. N-ai ales nici măcar pigmentul la piele. Nici culoarea ochilor. N-ai ales nici statutul social. Că mulți din noi ar fi ales să se nască din mari patroni și oameni bogați. De ce sunteți asemenea? Vă place așa de tare la asemenea? De ce ați ales voi să vă nașteți aici? Vă place așa de mult? Dar spune frate, dar nu întreba nimeni. Nici măcar nu te întreabă nimeni când să pleci. Pentru mine anul acesta n-a debutat foarte frumos. Când am gătat clasa 8, am o valiză în mână și cu 3 frați din Bosan și cu 2 frați din Dumbrăvin, am stat ani de zile la Brașov, acolo, făcut liceu. Dimineața mergem la o adunare. La amiază n-aveam ce căuta, stam la cămin. Mergeam în cap o prăjitură, stam în parc, ne plimbam și ne uitam la ceas când începe adunarea după amiază. Și mergeam dimineața la Brașov, dimineața după amiază mergeam la Săcere, câțiva ani de zile. Cu frații aceia s-au legat niște prietenii. Dar drumurile noastre s-au despărțit, ne-am căsătorit fiecare. În prima zi a anul acestuia, unul din prietenii mei cu numele Mihai Vasile, că stau cu mine, șofer pe timp, mergea la casa de rugăciune la fratele Virgil, neagul la Dumbrăveni. Mergea cu ultimii doi copilași de mână, când mai avea 300 de metri. A căzut jos și a murit în drum. Îmi spunea fratele Virgil, aveam invitați în seara aceea. Am chemat salvarea, au venit. Nu ne-au mai tihnit programul. Am trebuit să merg, să predic, la privici, să plâng cu familia cu care ne-a scut, cunoscut de tine, cu sora, anișoara. N-a ales el să moară în prima zi a anului. Nici tu nu alege asta. Noi suntem într-o călătorie. Călătoria e obligatorie. El, fiind aici la Siberia, mă sună, frate, la de dragul jucol de seară să vii la un mormânt, la un privit, dar cine a murit? Familia presbiterului Moistuc, o fetiță de 8 ani, a plecat dintre colegile ei, dintre prietenile ei. De ce că așa? Hotărăște Dumnezeu. Drumul pe care călătorim noi. Călătoria aceasta pentru Pavel era un drum obligatoriu. Și obligatoriu și pentru noi. Noi trebuie să trecem pe aici, o trebuie să ne naștem în lumea asta. Dar pentru că este obligatoriu, apare diavolul cu o tendință de depresie.
de descurajare. Cuvântul ăsta obligatoriu nouă nu ne place. Dar pentru că trebuie să trăim într-o casă cu 14 copii și trebuie să merg la școală aici și trebuie să mă angajez în Sâmberia și că trebuie să îmi recunosc rudele și părinții și pe frații pocăiți, de multe ori vine diavolul și spune ce rost are viața. În ultima vreme atâtea duhuri de depresie am întâlnit, atâtea duhuri de frică, încât mă mir de ele. Vine diavolul la ora actuală și atacă tinerii. Mi-aduc aminte, eram în mașină cu niște frați, măsură o voce de tânără. Spune, frate Dragoș, tu primești mărturisiri prin telefon? Și eu spun, măi, fată, dar tu nu ai un păstor acolo în adunare, n-ai cu cine să stai de vorbă. Frate Dragoș, dacă nu vrei să mă asculți, următorul lucru care îl fac, mă sinucid. Și spun, măi, nu închide telefonul, vreau să vorbesc cu tine. Și am vorbit cu ea, ne-a rugat pentru ea, ne-a dat adresa. O trebuie să plec din Bucovina în inima Ardealului, să ne rugăm pentru sora aceea. O fată tânără reușită, o lua bacalaureatul cu 10, o reușit la facultate și diavolul o punea mereu să se sinucide, că nu mai are rost să trăiască. Și mulțumim Domnul că ne-a rugat pentru ea și Dumnezeu o eliberat. Și au venit sărbătorile de iarnă și am primit multe mesaje de la mulți. Și un mesaj m-a făcut să lăcrimez. Îmi spune, frate Dragoș, dacă sunt astăzi în viață, se datorează în primul rând lui Dumnezeu și în al doilea rând dumitale că nu mi-ai închis telefonul. Dar de ce să te sinucizi? De ce să duci viața și călătoria așa pe o sac? De ce să treci prin viața asta cu capul în jos, pombănit? De ce să te atace duhurile de depresie, de descurajare, de sinucidere? Eram în Australia și a fost dus într-o familie, o trebuie să stea 3-4 de vorbă cu o mamă care avea copii mici și care îmi spunea mie, arată-mi că-i păcat să te omori, arată-mi că-i păcat să te sinucizi. Frate Dragoș, eu gândul ăsta l-am de multă vreme și mulțumesc lui Dumnezeu că și în casa aceea a fost adusă o eliberare și femeia aceea trăiește și mamă la copii. Sunt duhuri slobozite acum din infern, care atacă cel puțin tineretul nostru. Treceam la ora 12 noaptea prin Bistrița și la poartă ne aștepta un frate când ne-o sunat. Intrați un pic pe la noi, eram cu niște frați. Ce s-a întâmplat? Uite, ia-i de vină, întâlnesc o fată plâns, roșu, cu ochi umflați de plâns. Și-am spus, dar tu de ce plâni noi așa? Nu-s bună de nimic, fraților. Cine ți-a spus mai că nu ești bună? Știu eu că nu-s bună, nu mai trebuie la nimeni, n-are rost să trăiesc. Mai diavolul ți-a spus asta, măi. Asta diavolul ți-a spus. Tu ești o fiică a lui Hristos. Tu ai un viitor, tu ai o nădejde. Tu ești un copil de Dumnezeu. De ce l-ascultați pe diavolul? Știți de ce? Că trebuie să treci într-o viață. E o călătorie, un drum obligatoriu pe care trebuie să-l facem. Și pentru că e obligatoriu, vine diavolul și aruncă asupra noastră tot felul de descurajări și de depresie. Am pentru dumneavoastră un cuvânt bun. Vine Apostolul Pavel și la cei care trebuiau obligați să treacă pe mare, pe furtună, le spune versetul 22. Oamenilor, vă sfătuiesc să fiți cu voie bună. Amin? Amin. Știți cum arăta oamenii aceia cu care vorbea Pavel? 14 zile nu au văzut nici soarele, nici luna. 14 zile corabia era purtată ca o coajă de nucă pe valuri. 14 zile oamenii își n-au închis ochii. 14 zile oamenii își n-au pus o bucătură de pâine în gură. Eu îi văd nedormiți, eu îi văd nebărberiți, eu îi văd cu ochii roșii, eu îi văd terorizați de groază, aruncați undeva pe fundul mării. Și vine Pavel și spune, oamenilor, fiți cu voi bună. Se poate? Știți care e mesajul meu pentru voi, care călătoriți în Sâmberia și care treceți prin furtună și care sunteți bolnavi și aveți certuri în familie și care aveți copii care nu vă ascultă și acelor care aveți șomași și acelor care vorbiți cu un frate din adunare și fratele nu vă înțelege și acelor care stați în boală și în pot și în lipsă și în foame și în nenorocire. Acei care n-ați văzut de mult nici soarele, nici luna, știți care e îndemnul meu pentru voi în seara asta? Acei care călătoriți obligatoriu prin Sibiria, că Dumnezeu v-a așezat aici. Eu vă spun în seara asta, oamenilor, fiți cu voie bună. Amin? Amin. Amin. Doamne, dă-le voie asta bună. Dacă am plecat bucuroși de la adunare de Sibiria, ce bine ar fi. Eram într-o adunare în diaspora, unde erau vreo 5 slujitori, și am întâlnit soțiile lor, erau atacate de duhuri de frică. O femeie din
dintre acestea de 2 ani de zile de când nu ieșit de casă. Bărbatul era chinuit și era păstor. Venea de la lucru, ducea copiii la grădiniță și fugea înapoi la lucru. Venea de la lucru, cumpăra pâine, făcea cumpărăturile și iară la lucru. Și nevastă se termina de mese doarmă cu lumina stânsă. Și am ajuns acolo împreună cu frate, de fapt nu, eu niște frați, și s-au făcut rugăciuni pentru familiile astea. Și am o veste bună. Pe toate Dumnezeu l-a eliberat, duhurile astea de frică au plecat și spunea o soră, așa-i de bine acum, să mă duc în oraș pe jos cu copiii mei de mână, să mă duc să fac cumpărături, oare de ce mă temeam până acum? Știți de ce? Că există duhuri de frică care ne atacă pe noi. Dar noi suntem copiii de Dumnezeu, frate. Că trecem prin simierea, că trecem prin probleme, trecem. Dar eu vă rog în seara asta, fiți cu voie bună. Dacă aș dori, dacă mi-aș dori ceva în seara asta, aș vrea să știu că ați venit la mărânt, la adunare și plecați bucuroși. Ați venit cu gânduri de presie, descurajare și plecați mai optimiști. Săracul popor român, predicam-o în seara. Sărace, că s-a născut la mine în familie cineva, a venit cineva din familie, s-a născut un copil și a spus, săracul, s-a născut la necat. Mi-a spus, nu-i drept, nu-i sărac, ăsta-l spui bogat. De ce avem viziunea asta? Vai, săraci de noi și tot plângem în continuu. De ce duhurile astea ne frică? Că Domnul ne-a dat un duc de tărie, fraților. Amin? Amin. Povesteam aseară. Eram la cu ani de zile în urmă, eu mă schimbam de meseria mea, fiind mecanic, în Suceava Vest. Este o gară numită Știeia, n-avem mașină, n-avem ce să merg acasă, am o soră mai mare și acum o am în oraș și mergeam și dormeam la ea. Și spun la nevastă mea, seara am dormit la Aneta. Vai, bine, cât e dus, ai dormit, dar ce stai în gară? A doua seară am dormit la Aneta, de câte ori mă schimbam, îi spuneam, am dormit la soră mea. Dar ea spune, măi, seara un pic, îmi spunea odată, dar cu cine mergi tu de acolo până la Aneta? Când vă 3-4 km, așa pe șosea roată. Să-i merg pe jos, vai, așa de mult merg noaptea pe jos. Nu, că eu nu merg pe șosea. Eu iau prin pădure, că e o pădure, așa și merg pe cărare și imediat ajung. Când îi spun că merg noaptea pe cărare, prin pădure, el mă prinde așa, mă ține, spune, uite, acum am promis plângând că nu te mai duci noaptea prin pădure. Dar de ce mai nevoasă? Păi, dar tu nu te gândești, uleacă de minte, n-ai, îmi spune, dar ce mai, ce s-a întâmplat? Bă, dar în pădure pot să fie un râu, îmi spune ea mie. Dar și care-i problema? Mă, nevastă, ea gândește că cum tu rogi cu tine. Hai să-ți spunem că în pădure este un om rău la ora 1 noaptea. Și eu vin de la serviciu, cântam și fluieram și mai și strigam. Și omul ăla rău, care nu-i cu minte sau e rău tăcios, vede că prin pădure la 1 noaptea vine unul fluierând. Zic, de ce să nu se teamă el de mine? N-am fi normal așa? Păi, ora 1 și unul vine cântând prin pădure. De ce să nu se ferească el de mine? De ce toți noi trebuie să ne temem? De ce toți noi trebuie să plângem? De ce noi să ne lamentăm? De ce toți noi? De ce toți noi? Că trăim în Siberia, am o încurajare pentru voi. Fiți cu voie bună. Amin. M-a crescut într-o familie de 14 copii, fiți cu voie bună pentru asta. Știți ce frumos e să ai frat, să ai sărut? Faci un liceu la Siberia aici, fiți cu voie bună. Trebuie să umbli îmbrăcată frumos, fii cu voie bună. Trebuie să ascult de mama și de păstor și de comitet, fiți cu voie bună. Doar oricum trece prin viață. Să le dea Domnul voi asta bună, amin? Amin. Un drum obligatoriu pentru fată. Un drum, dacă vreți, cu pierdere. Că tare ne-a mai învățat noi să câștigăm. Și tare am fost instruiți în privința asta. Ce facultate face băiatul tău? Legea. Și ce iese de acolo? Eu am făcut lăcătușeria și am ieșit lăcătuș. Unul face tâmplăria și iese tâmplar. Băiatul tău ce iese de la management? Păi manager. Și ce face ăsta? Păi conduce. Dar câte clasă din manager sunt? O, e plină lumea, unde din management. Toți conduc și toți câștigă. Păi cum așa? Și uite, așa am fost învățat cu mine să faci o școală bună să câștigi, să te duci acolo să câștigi, fiecare deschide o afacere, mai angajează unul și deja el e patron că are o slugă și el are firmă și vrea să câștige și vine apostolul Pavel și spune, oamenilor, călătoria asta văd că nu se va face fără pagube. Și materiale, dar și în vieță omenești. Este o călătorie prin care mai și pierdem, dragii mei. Dacă ne înarmăm cu gândul ăsta, când trecem prin pierdere, trecem mai ușor. Când trecem prin pierdere, suntem cu voie bună. Că Dumnezeu a hotărât așa.
Și uitați-vă dumneavoastră aici, m-am gândit la cârmaciul ăsta, la patronul corabiei. M-am gândit la corăbier care spune, cu unsă și un el, mâinile noastre, am aruncat uneltele mari. Cred că-i dorea inima. Erau uneltele lor de navigație. Cu unsă și mâinile noastre spune, am aruncat încărcătura corăbii. Iar aici spune, cuvântul Domnului spunea, că după ce am mâncat, s-au săturat în setul 38, au ușurat corabia, aruncând grâul mare. Corabia poate fi și familia ta. Și câteodată familiile noastre sunt îngreunate și trebuie să le ușurăm. Sunt așa niște greutăți în familie. La predicat mi-a venit cuvântarea de copii la un om care are vreo 300 de angajați. Și îmi spunea nevasta, spune să mai vii pe acasă. Și a spus, măi frate, dar mai vine pe acasă, că la te dragul, de conduc un imperiu conduc. Nu știi ce înseamnă asta? Și cuvântul Domnului spune că în timpul furtunii, am ușurat corabia și am mai aruncat. Odată o cumnată de-a mea, stă bine, tare bine, se plângea la nevastă, măi, nu mai am unde să pună hainele, așa e un bărămuc la casă, are și copii mulți, o mai comandat o mobilă și la două săptămâni vine așa de bucuroasă, știi ce a făcut eu? Am ales toate hainele care nu-mi trebuie, bancă și altele bune și le-am dat la altcineva. Parcă așa mă simt de ușurat, am locuri acum în Dunapul. Câteodată ne îngreunăm noi cu lucruri materiale, cu firme, cu probleme și plătim un preț greu. Un preț greu plătim. Un prieten de-al meu, un vecin de-al meu, îl întreb, Viorel, nu te mai duci în Austria? Nu. Dar de ce? Am de zile stat în Austria. Băiatul meu, zic, clasa 8-a, mi-a spus, adică eu nu mă tem de tine, nici n-am de ce să mă tem de tine. Și când băiatul meu mi-a spus așa, am spus, stop, de acum stau cu familia. N-avem timp de părtășie cu copiii. N-avem timp odată să mângâie soția. N-avem timp odată să avem părtășii în casă, să mâncăm la o masă ca oameni. Că noi avem firme, avem bani, avem probleme, avem afaceri și vine furtuna. Și când vine furtuna trebuie să aruncăm ca să scăpăm. E o călătorie cu palcume. Hai să te obișnuim. Să ne înarmăm cu gândul ăsta. Ei au aruncat acum greu. Dar știi ce spune în Eclesiastul, capitolul 11, versetul 1 și 2? Aruncă-ți pâinea pe ape și o vei întâlni iarăși. Împarte-o mai multe, că nu știi ce o să vină. Ei bine, n-ar fi mai bine să dăm noi pâinea de bunăvoie? De ce să aruncăm pâinea când vine furtună? De ce să mă duc cu 5.000 de euro la vieră să-mi operez nevasta? Nu mai bine dam ceva la niște orfani mai înainte? De ce când am probleme să fug disperat pe la oameni? De ce să împrumut în bancă? De ce trebuie să-mi strâng mașina? De ce să mă dea afară? De ce să umplu relații la oameni? Nu mai bine le făceam toate din timp. Eu vă spun un lucru, că am vrut să plec de la Brașov la Suceava, nu am vrut să-mi dea transferul. Era nevoie acolo de oameni, tatăl meu era pocăit, am vorbit cu un șef de gară, îi mor de mult, trebuie să fie putem, și el îmi spune, domnule, dacă îmi dai 4.000 de lei, eu îl aduc pe băiatul dumitare de la Brașov la Suceava. Cât dau la șeful de bine, cât dau, dar nu garanta. Tatăl meu știe ce-a făcut? Bă, dar eu sunt pocăit. O lua 4.000 de lei și eu m-am luat șeful de gardă, mi-a spus, domnule, te rog frumos, vreau să mă căsătoresc. Domnule, pleacă din fața mea, nu ți se acordă transfer. Și am plecat. Tatăl meu a luat 4.000 de lei și nu i-a dus la șeful de gardă. O împărțit la văzduvești la săraci. Și într-o săptămână mă cheamă șeful de carte, îmi spune, domnule, s-a întâmplat o minune, domnule. Ai primit aprobare de la directorul general, du-te, domnule, la Moldova, dumitare. Și am văzut că Dumnezeu ține cont. De ce să nu împarți pâinea acum când o ai? Să dai câte o bucată la fiecare sărac, la fiecare orfan? De ce nu-ți arunci pâinea pe ape când e vremea să o arunci, să te întâlnești cu ea? De ce în furtună? De ce în furtună arunci pâinea și golești corabia de frică că te înneci? Să ne dea Domnul înțelepciune. Amin? Amin. Drumul acesta, nu-i numai cu palme, drumul acesta e trasat de furtună. Spunea Luca aici, am vrut să ne oprim la înălțimea Cnit și nu ne-o lăsa vântul. Când depins de vânt, vestul cu mâine. Vreau să fac lucrul ăsta și nu mă lasă să-l fac, nu mi-i îngăduit să-l fac. Vreau să ajung acolo și nu mi-i îngăduit. Vreau să mă angajez acolo și nu mă angajează. Vreau să mă căsătoresc cu nu știu cine și nu reușesc, că nu mă lasă vântul. Drumul tău și drumul lui Pavel era trasat de Euracilon, un taifun, un vânt furtunos care te poartă unde vrea el. Asta era la Cnit și ajung la limanul Bunei.
Când am citit-o de limbană pune, așa m-am bucurat de Apostolul Pavel și am spus, măi, o gură de oxigen al oamenii ăștia. Și spunea cuvântul Domnului, de-abia mers cu corabia pe marginea insulei și am ajuns la un loc numit Limanul Bunie. Și eu am spus, măi, nu da Domnul odihnă. Dar eu am numit Limanul Bunie în locul dezamăgirilor. Că despre limanul, dar spune că limanul bune. Dar în versetul 12 spune așa, și fiindcă limanul nu era bun, am plecat. Cum limanul bune se cheamă bune și nu-i bun? Bine, cuvântul Domnului spune, și fiindcă limanul nu era bun de iernat, am plecat mai departe. Limanul bune pentru mine este ce înseamnă. Termin facultatea și mă angajez undeva la informatică. Și reușesc. Și când ajung la forum, nu-i ce am crezut eu. E o dezamăgire, limanul nebun. E ca și cum ai cumpăra, știu eu, un borcan de tocană. Și așa e de frumos, e desenat în etichetă și când bagi din gura aia, n-are niciun gust. Și voi n-ați mâncat în lemn, îți reușesc cu tocană de asta, ai fi mâncat mai degrabă eticheta decât conținutul. Că așa se cheamă limanul bun și duci într-o localitate, limanul bun și nu găsești o bucată de pâine acolo. Limanul bun e bun, dar nu-i bun de iernat. Adică e bun să te duci în concediu cu 3.000 de euro în buzunar și să stai 3 zile. Să stai la panjier, să iei cafeaua și să fii acasă, că acolo nu se poate altfel. Limanul bun e un loc al dezamăgirilor. Așa mă înțeles eu. Limanul bun știi ce înseamnă? De m-aș mărița eu cu aseara. Ce mașină, cât e de descurcăreț, cât e de simpatic. Și te măriți. Și toată viața ta o duci greu. Că n-ai întrebat pe Domnul. Ai citit numai eticheta limanul bunii, cât de frumos la limanul bunii. Un frate presbiter din Suceava avea 16 copii, din Botoșani avea 16 copii și o ducea greu. Și vine un alt frate proroc și spune, frate, te-am văzut așa cu mâna streașnă, am văzut privea la o câmpie măioasă și mi-a spus, de aș ajunge eu acolo, ce bine m-aș descurca cu copiii. O spus Domnul că nu e așa de bine acolo, după cum vezi dumitare, și să rămâi aici. Și fratele nostru, un închiria două tiruri și a cumpărat o casă în altă parte, și nu spun unde, în Banat. Și au luat 16 copii și mobilă, atât de cărpită, și cu două tiruri au stat pe 2 ani de zile. Și după 2 ani de zile au închiria două tiruri și au luat copii și au plecat înapoi când au venit. Dar de ce vine înapoi, frate? Măi, nu era cum am văzut eu. În călătoria asta noastră trecem și la limanul bunii. Așa se cheamă limanul bun, dar vine 4 versete mai jos și spune și fiindcă limanul nu era bun, o trebuie să plecăm și de acolo. E un loc al dezamăgirilor noastre. Dar eu am o veste pentru voi, o încurajare. Fiți cu voi bună. Amin? În drumul ăsta obligator, în pierderile care le suferiți, în traseul ăsta forțat pe care îl trasează vântul și nu voi, fiți cu voi bună. Doamne ajută-ne la asta. Că am plecat la Phoenix, în Creta, și am ajuns la Barbare din Malta. Ce vreți? Cunosc multe tragedii. Am fost în America, am fost în Australia, am fost în Canada, am călătorit mult. Mi-a plăcut să stau de vorbă cu oameni. Și unul spunea, frate, cred că eu am vrut să vin. Să vin aici? Dar de ce ești? Aici am ajuns, frate. Se întâmplă atâtea tragedii. Pleacă oameni într-o parte de lume și ajung în cealaltă. Când ajungem unde vrem noi? În călătoria asta. Noi călătorim că e obligatoriu să trecem. Avem parte de suferim. Dar ne-am învățat să suferim și pierdem frumos. Dacă vreți, dați-vă voi să vă spun de un om care a pierdut mult. Și când a pierdut totul, a luat o atitudine de respect. Și a spus așa, Domnul a dat, Domnul a luat, a lui nu fie binecuvântat. Ați auzit de omul ăsta? Așa faci și tu? Așa faci și tu când primești o amendă? Așa faci și tu când firma începe să scadă în profit? Așa faci și tu când ai o pagubă în familia ta? Să ne ajute Domnul să pierdem cu demnitate și în toate să vedem mâna lui Dumnezeu. Amin? Vorbim de călătoria asta, am vorbit de un drum obligatoriu. De un drum cu pierdere, de un drum trasat de furtună. Dar călătoria nu e numai un drum, eu în călătoria asta văd un plan al lui Dumnezeu. Și iată că se ridică împăratul Agripa, stă de vorbă cu Berenice și cu Festus și îi spune, în ultimul verset din capitolul 26, în versetul 32, păi omul ăsta, dacă n-ar fi cerut să fie judecat de Cezar, se vede să-i dea, nu are niciun bine. Dacă el a cerut așa,
Și noi credem că, că a fost un moft al lui Pavel să ajungă la Cezar, la Roma. Dar nu e așa. Hai să ne uităm în altă parte. Hai să ne uităm în Damasc, la un om, pe ulița care se cheamă dreaptă, stă un bărbat tânăr, speriat. Pipă-i pe lețul, avea să iese din casă și nu poate, pe ochi are niște sorți. Stă gemuit și se roagă. Are 3 zile de când nu mănâncă nimica, că în urmă cu 3 zile o lumină o străluci din cer peste el. În urmă cu 3 zile s-a întâlnit cu Hristosul pe care el îl prigonea. Vorbesc de Saul, de omul care călătorea acum. Și hai să mergem în fapt în capitolul 9, la un bărbat temător de Dumnezeu cu numele Anania. Vine Dumnezeu și spune Anania, scoală-te, du-te în Damasc pe ulița care se cheamă dreaptă, iată, îi dea adresa, acolo este un om cu numele Saul, el se roagă. Și Anania spune, Doamne, stai un pic. Păi, dar eu m-am auzit tot rău care l-a făcut omul ăsta la Ierusalim. Și aici are scrisori și puteri ca să îi lege și să-i bage în temniță pe cei de pe calea ta. Asta știa Anania. Dar știi ce spune Dumnezeu? Anania, du-te, pentru 15. El este un vas pe care l-am ales din pântecele mamei, care va trebui să ducă numele meu înaintea fiilor lui Israel, înaintea neamurilor și înaintea împăraților. Era planul lui Dumnezeu ca Pavel să ajungă acolo. Știi că în viața ta este un plan al lui Dumnezeu? Și pentru că este planul lui Dumnezeu, eu o recomand în seara asta bună. Treceți prin el cu voie bună. Amin. Oamenilor, fiți cu voie bună. Amin. O să putem pleca acasă cu voie bună? Amin. Doamne, dă-ne voie asta bună. Dă-ne bucuria mântuirii. Dumnezeu are un plan pentru tine. Care e planul Dumnezeu pentru tine? Planul lui Dumnezeu pentru tine este ca să te întâlnești cu Dumnezeu, să te pocăiești, să mărturisești un botez înspre iertarea păcatelor, să închei un legământ cu Dumnezeu. De aceea ai venit în seara asta. Ăsta e planul lui Dumnezeu care l-are pentru tine. Te încadrezi în planul lui Dumnezeu? Doamne, dă-ne puterea să o facem, amin? Este un plan al lui Dumnezeu. Și privind la călătoria aceasta, am mai văzut ceva. M-am uitat la oameni din corabie. Corabia poate fi și familia ta, corabia poate fi biserica, da? Avem descrierile acestea în Sfânta Scriptură, dar vreau să vorbesc de caracterul celor din corabie, că tu călătorești. Și am întâlnit în corabia aceasta oameni mândri și neascultători. Oare sunt la Simeria, în adunare? Întreb, că nu știu, nu știu. În corabia asta numită Biserica din Simeria, care plutește peste ape, peste păcatul lumii acesteia și merge spre Dumnezeu. Ori fi, cuvântul Domnului spune, dar sustașul ca unul care se credea stăpân, a ascultat mai mult de cărmași decât de fave. Oare sunt aici în adunare oameni neascultători și oameni mândri? Vreau să vă întreb, cum stați cu ascultarea? Știți dumneavoastră că Dumnezeu vrea ascultat, dar vrea ascultat în toate? Eu odată predicam despre sfatul Domnului și spuneam că Dumnezeu ne sfătuiește, dar noi trebuie să ținem cont de sfatul Lui. Și spuneam atunci că Dumnezeu este un Dumnezeu al detaliilor. Citeam odată un material despre universul ăsta incomensurabil. Ni se spunea că pământul nostru ăsta uriaș. Eu am făcut 23 de ore până în Australia, am zburat pe 1000 și ceva de kilometri la oră. Credeam că nu mai ajung, am înțeperit în scala rotiera. Și am mers lumea roată și în pământul ăsta extraordinar de mare. Am fost în Houston, în Texas, la baza spațială NASA, de unde se aruncă rachete, la centrul de comandă al pământului, de unde se proiectează și se comandă toate zborurile spațiale. Și acum era deschis universul ăsta. Pământul ăsta al nostru, spunea cineva, în comparație cu universul lui Dumnezeu, e ca o minge de golf așezat undeva la un bloc mare. Că a fost în Chicago la un bloc de 425 de metri. Și când m-a pus să ies pe un balcon de sticlă, m-am demut să ies și să-mi fac poză. Și mă uitam la alții, îți spuneau pe spate, făceau poză. Și îți spunea, frate, dar nu ești pregătit de moarte. Nu ești pregătit, dar mă tem să mă uit în jos. Am văzut lucrurile astea. Și pământul ăsta al nostru, care mi se pare așa de mare nimic, uitați cum am văzut dumneavoastră prietenii ăsta, spunea cineva, pământul ca, cum ai pune un vârf deac. Atât e pământul în comparație cu universul ăsta. Și un vârful ăla deac. Și adunarea din Simeria. Și comitetul și pretențiile mele și nelepădarea mea de sine, toate sunt în vârful acela deac.
Și deasupra tuturor, este un Dumnezeu care ține minus infinit și plus infinitul. Un Dumnezeu care mii de masă nu-L poate concepe. Și Dumnezeu ăsta e extraordinar. Într-o zi desena. S-a apucat și desena și o desena niște cămițe, o desena niște furculițe și o dat lui David. O spus în templu, uite așa să fie furculițele. Și m-am gândit eu, asta e treaba lui Dumnezeu. De-ar mi-ai fi proiectat o galaxie, într-o soare, într-o cale lactee, în cele deamne Dumnezeu. Dar pe Dumnezeu ăsta mare îl interesează furculițele din templu și David spune, izvodul acesta mi-a fost desenat de Dumnezeu cu degetul lui. Știi tu că Dumnezeu e un Dumnezeu al amănuntelor? Știi că Dumnezeu vrea ascultat în totul? O plecat David la război. Și-o plecat David la război și îl văd pe Ioab fiul Țerui și Abishai fiul Țerui. Și văd pe toți capitanii acolo călând pe armăsari cu sulița la mână. Și-au spus, pornim, David, pornim! Și David s-a și se uita în izieră la vântul duzilor. Și-l întreabă Ioab, dar ce tu te uiți, măi, David, acolo? Uite, vin filistienii! Și-au tăceți din gură. Tăceți, eu am un secret. Când vei auzi fuiete pași pe deasupra duzilor, atunci se plece. Atunci Domnul luptă pentru voi. Deasupra duzilor sunt o armată de îngeri care luptă în locul vostru. Era secretul lui David. Dar dacă David pleca mai repede, știți că Dumnezeu vrea ascultat în toate? Am un prieten la Botoșane, mai spus eu cazul ăsta. Locuiește la garsonieră cu 9 copii. Un om temător de Dumnezeu extraordinar de cunoaște Sfânta Scriptură. Și pentru că e cu 9 copii la garsonieră, și n-au fetele cele unde primi o colegă, și dorm așa, cu 4 etajate. Se duce la rugăciune și Dumnezeu îi spune, am să-ți dăruiesc o casă. Și pleacă fratele Marin Bogdan din Botoșani, căsătorit cu o fată din țara America, medic, el asistent de ea, și pleacă în America, e invitat ca medic specialist. Și îi se spune așa, când pleci din Botoșani, tu să ai pașaportul la tine, aici ai tot ce trebuie. Și el spune la Cornel Bârsan, băi, apartamentul meu cu 4 camere, îl dau în numele Domnului. Că și eu acolo primesc. Cui să-l dăm? Și Bârsan îi spune, măi, îl dăm la fratele Maricel, mă stă în garsonieră cu 9 copii. Și o să duc în vis, îi spune, frate Maricel, dă slavă Domnul, din Marin îți dă ții apartamentul. De mulțumești Domnul. Și Maricel rămâne, îi spune, măi, frate, e multă lucrare, că Domnul îmi dă casă, nu apartament. Și Bărțan spune, băi, cât ziua de păstor, așa te bade, nu te vezi, măi. Dacă nu vrei pentru tine, mai pentru copiii ăștia care dorm aici, așa, așa, să primească și să iesă și în balcon, măi. Băi, fraților, asta nu-i de glumit, nici Domnul a spus că îmi dă o casă. Și nu primește apartamentul. Se duce Axente Octavian, păstor, din Botoșan, în America, vorbește cu frații, strânge bani, vine o soră de acolo să-i cumpere apartamentul, lucrez cum are cel. Vă dau telefon, vorbiți cu el. Și el spune, băi, stai să mă conving. Pune mâna pe telefon și de la proroc. Băi, frate, Costel Tudorache, îl cheamă proroc. Domnul ce-a spus, îmi dă apartament sau casă? Măi, îți dă o casă. Am uitat să spun, de la casa ta, pe o tablă scrie Botoșan și tăie cu roșu. Și le spune, bani rău, dați bani la alții, mie Domnul îmi dă o casă. Trebuie să fie o leacă fanatic. Vreți să vă spun ceva? Veneam de la o noapte de veche cu fratele Maricel, cu prietenul meu, era Tudor Vladimirescu și l-am condus până acasă. Am observat ceva. La casa unde stă el, în colțul gardului, este o tablă, scrie Botoșani și tăiată cu roșu. O venit cineva și o cumpăra casă și 60 de ani de pământ, că așa i-a spus Dumnezeu. Și Dumnezeu când îți vorbește trebuie să ascult, dragul meu. Dumnezeu are pentru tine un plan, ascuns-o de planul lui Dumnezeu. Dumnezeu e un Dumnezeu al detaliilor. Mă uit la lucrarea de mântuire. Da, mă uit și la ceasă care trece. Mă uit la lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu. Cum Dumnezeu o dat pe Hristos să moară pentru noi. Cum are în vedere să mântuiască tot poporul, tot norodul acesta. Cum a murit și a răscumpărat o biserică. Mă uit la apostolul trimis de Domnul. Și ia Domnul cu acest spune, veniți cu acest. Voi plecați și vestiți Evanghelia. Și spune Marcu, le-au poruncit să se încalce cu sandale. Când am citit aici, am spus, dar asta e important. Dar dacă Petru lua cizme, nu vestea mântuirea, nu avea har în predică, și Domnul îi spune, le-au poruncit să se încalce cu sandale, să nu iei două haine, îl interesează pe Domnul de ținut apocăitru, îl interesează pe Domnul cum se îmbracă,
Îl interesează cum se încalță pocăința aici în Sumeria? Dumnezeu care conduce Universul e un Dumnezeu al detaliilor, a amănuntilor. Și de aici am predicat eu odată, le-a poruncit să se încalță cu sandale. Că hainele noastre exprimă ceva. Eu când văd o femeie îmbrăcată în negru, spun, mă, ori a murit un băiet, ori a murit bărbatul, nu? Exprimă ceva. Când văd un ofițer cu grade pe umăr, ăsta e înarmatul, eu știu cine, nu-l întreb. Nu? Când văd un artist, el are haine de artist. Când văd o pocăită în Sumeria, asta are haine de pocăită, băi. Că haina însă și exprimă ea ceva. Și Dumnezeu e un Dumnezeu al amănuntelor. Noi trebuie să ascultăm de planul lui Dumnezeu. Și iarăși predic și iarăși spuneam la frate, Hristos, potrivit apostolului în lume, scoateți dragi, înviați morți, curățiți leproși, deschizi Evanghelia. Dar încălțați-vă cu sandale. Eu porunci să se încalță cu sandale. Și nu predic de aici, că e predică lungă. Dar eu vreau să vă spun că planul lui Dumnezeu, El îl descoperă, dar trebuie să îl împlinim. Doamne, ajută-ne asta! El dispusă să se arate asta, că tu care m-ai ascultat. Când ți-am exprimat eu cumva planul lui Dumnezeu că vrea să te pocăiești și că vrei să Dumnezeu să închei botez cu El în legământ, că vrea Dumnezeu să vii în corabia asta împreună cu toți, El dispus să faci lucrul acesta. Unii aș vrea să ne arată Dumnezeu planurile pentru mii de ani și Domnul nu o face. Dar Domnul ne descoperă planul Său pas cu pas. Spuneam aseară, sunt mașini grozave. Mașini bune, 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 sute de mii de euro. Încă n-am văzut nicio mașină, iar costa 1 milion de euro. Să stau în fața adunării din Sumeria, pornesc motorul, aprim farurile și să-mi lumineze drumul până în Bosanci la mine acasă. Ați văzut așa mașină? S-a prins farul și să văd 700 de kilometri și pe ulița aceea cum o face curba la mine la poartă. Oare este așa mașină? Nu. Ei, dar spuneam eu aseară, cu mașina mea cu un becaz și cu o mașină chioară, eu merg și pe 5 metri tot farul înaintează. Și mai merg 10 metri și mai văd 10 metri. Așa e și cu pocăința. Unii vor Domnul să-L descopere când va fi vedere, la cât a pecete, la cât a judecată, dacă e necaz sau nu e necaz. Nu asta spune Domnul seara asta. Domnul seara asta spune să te pocăiești, să-ți plângi păcatele tale, să închei un legământ cu El prin botezul cu apă, să stăruiești ca El să te umple cu Duhul Sfânt. Doamne ajută-ne la aceasta. Dragii mei, în corabia asta sunt neascultători, sunt mândri. În corabia asta, în corabia lui Pavel, o altă categorie erau străini. Și vai că străini avem în casele noastre. Fata din străină are camera ei și dacă trage un sertan deranjat, ce cauți în lucrurile mele? Copiii ne sunt străini, își pun dopuri în urechi și eu strig la dânsul și ei nu știu pe cine ascultă. Și au probleme și nu întreabă pe mama și nu întreabă pe tata. Se duce pe Facebook și întreabă pe alții și navighează și vorbește cu alții. Tata e un străin și mama e o străină. Crește în casă și nu vezi că mama are mai multe riduri decât anul trecut. Și nu vezi că tata are palmele mai bătătorite. Nu vezi că îl doare mai mult. Nu vezi că mama când se mișcă mai greu, că ești o străină. Ne-au devenit străini copiii noștri. Cu tehnica asta și nu mai avem părtășie. Și nu mai avem rugăciunea la masă. Și nu mai avem altar cu familie. Și nu mai avem statul de vorbă. Că un băietru durea capul, se ținea cu mâinile din cap și-o fuge la tasul și tasul. Și-o spus, n-am mai timp de tine. Și i-o spus, la o slugă, dur la mamă să văd. Și l-o dus la mamă sa și până seara a murit. Eu vorbesc în Scriptura acum ce vorbesc. Copiii noștri au durerile de cap și noi avem firme și noi avem împrumuturi în bănci și noi avem angajați și trăim ca niște străini. Ne telefonăm, noroc cu mobilele astea, că până acum era practica cu bilet ce au pus pe masă. Trăim străini în casele noastre. Străini, trăim ca străini în adunare. Hai să vă spun ceva. Un frate care în vremea lui Ceaușescu era șeful aprovizionării cu produse alimentare pe un județ, în studii superioare, vine la adunare, stă pe prima sau a doua bancă și îl măsură într-o zi și plânge. Frate, Dragoș, ce mai frate, Pavel, mai? Măi, frate, am fost operat de ernie de disc, am vreo 19 zile de când stau când-s trimis acasă, stau cu fața în sus, măi, Dragoș, măi, știu de cioturile din scânduri, le-am numărat,
toate figurile geometrice, știu toate defectele la așa, ce se fac? De 19 zile stau cu fața în sus. Și atunci am spus, nu mai pierd premiul. Am să mă rog pentru frate la mâna. Și am început să mă rog. Și am început să mă rog care este de obicei în stânga mea. Și am spus, Doamne, binecuvintează pe fratele casă și familia, special de dreapta. Și m-a rugat cu fratele Dragoș pentru toată banca mea. Și m-a rugat pentru cei de pe banca a doua. Și când am ajuns la banca a treia, ies cu un frate Brunețel, așa un alt care vine cu copiii. Și am spus, să spun, Doamne, ai milă. Și nu știu cum îl cheamă fratele acela. Și m-am gândit la banca a patra. Nu știu cine face. Iar vin la adunare de ani, de zi, dau mâna, zâmbim la ușă câteodată. Dar nu știu cine sunt ei. Și îmi spunea fratele Pavel așa. Frate Dragoș, atunci mi-am adus aminte. Și mi-a spus el o întâmplare. În 1967, lângă Dorohoi, în localitatea Deal Mare, eu am fost de acolo și am fost și la rugăciune, era o femeie oarbă, în vârstă. Și venea o nepoțică în fiecare zi și îi lua o ouă de cuibar și o trecea de mână dincolo și vindea ouă. Și femeia asta bătrână strângea bani. În 1967 s-a deschis casa de adunare din Deal Mare. Și s-a ridicat femeia asta și a spus la frați, fraților, eu am pe inimă să dau o masă de dragoste la toți frații din adunare. Am bani, că am bani strânși eu. Ouăle cele care vindea strânge bani. Și îmi spunea fratele Pavel, eram acolo la deschidere. Și sora asta sta așa bucuroasă în prag și am observat un lucru. Toți frații și surorile care vindeau și erau din adunare, dau mâna cu ei și spunea, vai, sorile, la Domnul să te binecuvânteze. Frate Vasilică, Domnul să te binecuvânteze. O dau mâna cu toți, le-au spus numele la toți și nu au greșit numele la niciunul. Și acum eu stau în pat, am facultate, om intelectual și nu știu pe cea de pe a treia bancă cum e numele lui. Și suntem frați și suntem în adunare și trăim ca străini prin adunare. Nu că nu știu necazul, nu că nu-l ajut, nu că nu mă rog, nici nu știu cum îl cheamă. Și în corabie erau și străini, să știți. În corabie asta erau și prieteni, aveam pe Luca, pe Aristar. Erau acolo și cu aceasta vreau să închei predica. Mă gândeam că am să predic mai mult. Și chiar va trebui mai mult. Dar gândiți-vă dumneavoastră, am vorbit numai de călătoria asta. E o călătorie obligatorie. Ați născut aici. Puteți zâmbi la asta? Puteți fi cu voie bună? Amin? 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 Dacă ne-ar da Domnul voia bună să plecăm din adunare, în furtună, în necaz, în probleme, să plecăm cu voie bună. În pierderile noastre care le avem, să plecăm de aici cu voie bună. În itinerarul ăsta, unde ne poartă vântul în coajă și încolo și nu facem ce vrem, să fim întotdeauna cu voie bună. Să înțelegem că e planul lui Dumnezeu. Să înțelegem că așa e caracterul celor care călătorim. Noi vă invităm pe toți în corabia asta. Nu vă garantăm zile cu soare, nu vă garantăm o călătorie de agrement, nu vă garantăm numai bine mersi, o să mai fie furtună, dar vă garantăm un lucru. Într-o zi vei ajunge în portul acela. Și eu voiam să predic despre destinația noastră finală. Pavel a fost omul care a căpătat un har. Pavel a fost omul care a căpătat un dar. Și i-a spus un înger într-o seară, Pavele, pe toți îi dăruiesc. Să ne dăruiască Domnul pe toți copiii noștri. Să ne dăruiască Domnul pe toți frații de la adunare. Într-o zi, prin furtună și necaz, să ajungem dincolo în portul acela. Pavel mergea la Roma. Noi mergem la Ierusalimul Ceresc. Cât o să fie de frumos? Nu știu. Povestea un frate că era o mamă, sta cu băiețelul noaptea de mână și era ta, uite cât e de frumos cerul, uite ce stele luminoasă și băiatul fascinat de frumusețe asta treabă, mama, dacă cerul Hristos e așa de frumos, oare pe față cât e de frumos? Și pe față a fost apostolul Pavel, răpit în al treilea cer și a spus, ce am văzut acolo nu se poate vorbi. Oi de om nu a văzut, urechea nu a auzit. La inima omul nu s-a zis. Așa sunt lucrurile pregătite pentru cei din Sumeria. O să mai bată vântul peste voi. O să mai treacă eu la chilorul și pe aici. O să mai aveți dorințe neîmplinite. Dar vă garantez o izbăvire din partea Domnului.
Vă garantez destinația finală în pontul lui Dumnezeu, acasă la Domnul. Acolo să fiu și eu cu cei dragi mei. Acolo să fiți și voi. Și să cântăm cântarea celui ce-o scăpat din furtună, celui ce-o biruit. Doamne ajută-ne! Amin.